Bună ziua și bine ați venit la tutorialul de folosire a noului sistem informațional de gestionare a proiectelor de dezvoltare locală și regională. Deci, pentru a ne autentifica în sistem, folosim adresa web indicată în ghid și, odată ce am ajuns pe această pagină, folosim butonul Autenticare M-Pass pentru a ne autentifica. În scopul acestui video vom folosi mediul de test, deoarece nu suntem o primărie adevărată și nu avem voie, deci ne folosim butonul autentificare. Astfel ne va apărea din tâi ecranul de la STIS, unde folosim stick-ul să ne autentificăm eventual în rolul de APL, în cazul dat primului orașului Ilovene, pentru scopuri de test. Deci, ce informații primim noi aici? Avem toate apelurile care au fost, inclusiv acele finalizate. Și în primul rând, vedem programele și etapele care sunt acestea. De exemplu, programul de test îl avem aici. Avem informații generale despre acest program, datele cele importante, domeniul, măsurile, etapele care sunt, textul anunțului, cine este organizația registrator, și deja documentele. Aici vom găsi nu doar acest document, desigur, vom găsi și ghidul, și ghidul aplicantului, și ghidul de folosire a sistemului în format PDF. În cazul în care v-ați logat în rol de aplicant din partea unui APL, veți avea butonul Aplică aici. Dacă nu, înseamnă că nu sunteți eligibil, din mai multe motive. Deci poate veți rol de SRL sau alt rol pe acest stick. Trebuie să folosiți alt stick. Deci, în cazul dat avem un program cu doar o singură etapă, fără not conceptual, doar cu cereri din finanțare. Putem să adăugăm chiar strada, este din Google Maps, de dorit să folosim informația care este aici. Folosim, pentru scopuri de test, voi pune doar cuvântul test. Acesta este foarte important să fie îndeplinit toate câmpurile. Și suma solicitată din FNDRL, deci vă ghidați de informația din ghid. Bugetul total estimativ este compus din suma din FNDRL, contribuție și alte surse. Și așa mai departe. Automat se calculează. Alegem măsura și respectiv indicatorii. Avem 0, 2, inițial și final și la fel cu aceștilalte valori, 200. Putem să adăugăm partenerii dacă sunt, de nou, denumirea și rolurile acestuia, salvăm. În cazul dat noi nu avem parteneri, creăm dosarul. Deci am creat dosarul cu statut de ciornă. El nu este transmis spre verificare. Adăugăm cererea de finanțare aici și completăm fiecare. Deja informația care a fost la prima etapă precompletată este aici deja, dar respectiv mai sunt și alte capitole. Descrierea proiectului. Deci fiecare căsuță trebuie să fie cel puțin un caracter scris. Respectiv fiecare informație trebuie să fie adăugată la fiecare punct. Cererea este completată pe etape sau totul deodată, cum doriți. Se apasă butonul Salvează pentru a salva progresul. Și aici se încarcă fișierele. Nu toate fișierele, sunt fișiere cu care sunt peste 10 MB. Acestea vor fi depuse în format fizic, dar după finalizarea depunerii. Finalizarea depunerii se face prin publicarea proiectului, iarăși se aplică semnătura electronică cu stick-ul care l-ați primit sau l-aveți de la STISC. Deci avem salvare. Deci putem să intrăm de câte ori este necesar să salvăm acest proiect. Respectiv, eventual puteți încărca documentele aici, dacă sunt clarificări sau alte chestii. Aici vedeți documentele generate de sistem, gen cerere de finanțare cu declarația și bugetul tot împreună. Și deja veți fi informat în cadrul sistemului de notificările din sistem despre următorii pași, următoarele etape la care sunteți admiși sau nu la o etapă de finanțare și eventual se va genera contract de finanțare la o etapă ulterioară. Pentru astăzi este totul. Mulțumesc!